seara zilei de 23 august 1944. Regele Mihai I al României se adresează națiunii. Românii de pretutindeni se adună în jurul radioului. Primul ministru al țării, generalul Ion Antonescu, a fost arestat, alianța cu Hitler a fost ruptă, iar România s-a alăturat aliaților. It was a very, very difficult decision, and although we were decided to do it. Liderii sovietici, dar și comuniștii români, s-au întrecut în a se lăuda cu evenimentele de la 23 august. Însă adevărul a fost uitat. Aceasta este adevărata poveste a războiului secret dus de un rege de 23 de ani împotriva lui Hitler, dar și a lui Stalin. Povestea celei mai impresionante răsturnări de situație din al doilea război mondial este spusă de însuși regele Mihai I al României.